Ca orele să fie pe placul elevilor, curicula școlară trebuie să fie mai mult aplicativă decât informativă, iar la sfârșitul liceului, adolescentul să dobândească competențe reale. Considerăm că în acest context al modificării planurilor cadru și a programelor școlare și a modificării legii educației, ne trebuie o prevedere stipulată clar în legea educației de curriculum la decizia elevului, în ideea în care noi dorim ca elevii la liceu să aibă o curriculă mai puțin congestionată, o curriculă descongestionată. Deoarece în prezent ajung elevii să studieze până la 16 materii, care ulterior nu le vor folosi pe ceea ce vor ei să facă după terminarea ciclul liceal. De aceea considerăm că în ciclul inferior liceal avem nevoie de o proporție 4-6 materii obligatorii opționale, iar în ciclul superior liceal o pondere de 2-8 pentru materiile opționale la materiile obligatorii. Cu siguranță este nevoie de, am spus-o și când eram elev, de mai puține materii impuse și de mai multe materii pe care și le doresc elevii. Profesorii universitari însă nu sunt de acord cu această schimbare. În liceu, elevul trebuie să învețe toate materiile pentru a-și da seama către ce are înclinație. Apoi, la facultate, are dreptul să-și aleagă cursurile pe care vrea să le aprofundeze. E foarte greu să reformezi un sistem care avea o anumită stabilitate pe vremea noastră, să zicem. Adică, să zicem, un anumit conservatorism, deci nu se schimbau lucrurile extrem de frecvent. Deci era un alt sistem de învățământ cu o disciplină impusă și autoimpusă, ca să zicem, era un alt sistem de sănătate în care, sigur, nu exista sistemul privat. Lucrurile s-au schimbat și, din această perspectivă, se impun niște modificări legislative în concordanță cu ceea ce se întâmplă în societate. Până una alta, ghiozdanele rămân pline. Cu 16 materii utile sau inutile, un lucru rămâne cert. Elevii trebuie să le învețe pe toate. Sigur, vom crește calitatea pentru